Fii atent. Ăștia sunt ultimii bani. Uh, dar ce nu mai aveți? Nu, dragă, ăștia sunt ultimii bani pe care îi mai primești de la mine. A, ah, de acum vrei să-mi pui pe card. Mă mergeam. Tu te-ai gândit că mâine, pui mâine eu și tai că tu intrăm la pensie? Ce o să faci? Din ce o să trăiești? Din pensie. De a lucra ani de zile. Nu meritați și voi o pensie ca oamenii? O, lasă-mă cu glumele astea că le-am auzit de o mie de ori. Ori îți găsești ceva de lucru, ori dacă nu se știe că de la mine nu mai primești nimic. Și să nu cer nici de la tai că tu că cu finanțele. Uh -huh. 1200? Dai i înapoi. Bă, Sasha. Am belit-o, trebuie să mă angajez. Bă, Mircea, nu. Mai Ma că mi-au zis că am taie finanțarea, că am 35 de ani și deja ar trebui să mă angajez faze de doi. Bă, Mircea, nu mă. noi, sunt, noi suntem oameni hotărâți dacă am zis că nu lucrăm, nu lucrăm niciunul. Ai înțeles? Deci lumea trebuie să ne accepte așa cum suntem. Tu nu vezi că suntem discriminați peste tot? Și dacă renunți tu, eu cu cine mai lupt? Și ce să fac? Te duci la niște interviuri, să a închis, că dai interesul maxim. Nu vreau la interviuri, că trebuie să mă scol, să mă îmbrac, să-l ascult pe ăla. Mă, Mircea, mă, te duci la maxim trei interviuri. Dar tu te duci fizic, mă, că tu cu spiritul, cu spiritul ești în pat. Înțelegi? După aia te întorci de la interviuri și zici mai că te foarte ușor. Oamenii nu mai caută profesioniști. Urgh. Și ce te atrage la acest job? Hm? Ce va atrage la acest job? Nimic deocamdată. Mi se pare că nu vrei să mă impresionezi, nu faci nimic aici, să faci o chestie, o artifică, pe cuvântul meu, plictisală, gravă. Când că mai durează, că așa de urât e aici, când mi se face rău. Când mă vă văd că lucrați, mm. Simul de te vezi peste 5 ani. Păi nu, nu, nu. Asta eu te întreb pe tine. Da, eu te-am întrebat primul, stop pe roșu. Unde te vezi peste cinci ani? Păi mă văd tot aici. Bine mai sus, pe un salariu mai mare, pe responsabilități mai... Groznic, deci absolut groaznic? zero, zero imaginație. Se tea locuri în lumea asta, tu tot aici. Ești oribil, oribil. Mm. Bună ziua! Ocupați loc, vă rog. Salariu. <laughs> Poftim. Nu mă pun loc până nu-mi salariu. Cât e salariu? Că nu mă pun de am pic sus jos. Hai, domnule, că ai simțul morului. Ia te rog loc. Ia zi, de, de ce vrei jobul ăsta? Nu vreau jobul ăsta. Nu tot să stau acasă, să stau și în altă parte. Băi, și apreciez și sinceritate. Zi, aveți cafea la lucru. De gen cafea bună, nu de aparat. Cafea de asta cu espresor, cu barista, cu lapte de ovăz aveți? Avem. Aveți? Avem. Mm. Și eu în birou, ar fi singur sau îmi pui cu o grămadă de oameni să mă prefacă lucrez și din astea? Cum să te pun eu cu mai mulți oameni? Singur ești, da? Dacă nu vrei, lucrezi de acasă. Programul e flexibil. Și avem și șef da? Nimeni nu-l bagă în seamă. Teoretic, tu faci ce te taie în cap. Care e fata aici? Că e ceva capcană. Nu e nicio capcană. Ia spune, ce știi să faci? Nimic, ca să stau, știu să stau. ultima putoare, ultimul leneș, dar nu văzut în viața voastră așa leneș ca mine. Perfect. Perfect. Cu oamenii, cum relaționezi? Îi urăsc, urăsc oameni, nu vreau să-i văd. Că mă văd în căpirea, când văd oameni, înțelegi? Bun. De mâine începem. Ce să începem? Serviciu, să vii la birou, să nu, tu înțelegi că eu nu vreau să lucrez. Ce nu înțelegi? Ești bătut în cap? Nici noi nu vrem să lucrăm. Suntem companie de stat. Dacă tu vii aici cu chef de muncă, ne pui pe noi într-o lumină proastă. Că mai vin tineri de ăștia, dornici să muncească, care vor să schimbe lumea cu ideile lor. Știi cât ne ia să-i dăm pe brazdă? Minim jumătate de an. Dar tu ești deja de aici. Tu ești de al nostru. Hai, Ron, hai la serviciu. Te nu că mi se face rău. Aveți niște apă. Or, ușor, nu te panica. Am înțeles. Și eu am pornit așa aici la serviciu o săptămână. Nu vine acum, vii peste o săptămână. Concediu medical, ne vedem în șapte zile, ok? Tu vrei să mă angajezi? Tu faci carte de muncă? Nu? Te rog, nu. Sonia, hai te rog, masează-l un pic pe colegul. Eu nu-s colegul tău.